Bună dimineața! Începem săptămâna de pe drum. Voiam să vă arăt outfitul zilei repede, repede. Hai că îi țineam și pe oamenii care voiau să iasă din lift, adică să iasă din bloc, ieșiseră din lift deja. Mergem la birou. Ați văzut, am pe mine fusta de la Mojito, una dintre puținele fuste din garderoba mea. Mai am pe mine singurul tricou polo pe care îl posed, care este de pe îmbrăcămintesimplă.ro și pe care, sincer, aș vrea să îl iau pe toate culorile, pentru că îmi place materialul și mi se pare că și fitul este foarte bun pentru mine. Și mergem la birou. Și mai am borseta de pe Ideal of Sweden, pe care o ador și care mi se pare că se potrivește foarte, foarte bine, că aduce și o pată de culoare și mă ajută să-mi țin și cele mai importante lucruri la îndemână. Să avem o săptămână minunată și ne auzim mai pe seară sau în timpul zilei. Știți ce decizie executivă am luat? Pe lângă cea pe care am luat-o de dimineață de a îmi lăsa părul natural, doar am trecut un pic cu peria prin el și i-am pus ulei, am mai luat o decizie executivă foarte importantă. Astăzi, nu mai claxonați, domnilor. O să începem săptămâna cu o cafea bună, așa că mergem la Hohi să luăm un long black, pentru că sunt în săptămâna 3 de fasting și nu pot să beau cafea cu lapte dimineața și nici să mănânc micul dej. Așa că mergem la Hohi să luăm o cafea bună și apoi ne îndreptăm spre birou. Sper să mă încadrez în timp, că mai am vreo 10 minute, așa, până ar trebui să fiu și oficial la birou, dar nu mă ceartă nimeni dacă nu sunt la fixul fixului și ajung la 95 minute. Și dacă vă întrebați de ce nu mai merg la Amazonic, cu multă tristețe și durere în suflet vă spun că nu mai merg la ei decât în weekend, pentru că sunt în direcția total opusă față de cum plec eu dimineața. Doamne, și cât de rău îmi pare! Dar asta este, mă văd cu ei în weekend când ies la cafea. Hai că nu ne-am auzit până acum de la mine de la birou. Trebuie să vă zic un lucru și nu pot să mai aștept până ajung diseară acasă, că am senzația că o să o iau cu capul. De dimineață, când am plecat de acasă, m-am dat cu Torino 21. Știți voi, mentă, citrice, minunat, persistă toată ziua pe mine. L-am aplicat la 8, este ora 12 și 13, 14 minute și vreau să zic că mi se pare că este la fel de puternic ca atunci când l-am aplicat. Treaba este că nu mi s-a mai întâmplat asta până acum, adică simt o pară suculentă pe pielea mea și nu înțeleg de ce. O să intru între timp să văd dacă el are și para asta, că poate-s nebună sau nu știu ce mi se întâmplă, dar mă uit imediat pe Fragrantica dacă are și pară. Și ce mi se pare ciudat este că până acum simțeam multă mentă. Simțeam multă mentă cu multe citrice, ceea ce este perfect în regulă, că e un parfum aromatic, citric și așa mai departe. Nu înțeleg de unde vine această pară și mie mai este și foame, că trebuie să fac intermittent fasting până la ora 2. Uite, nu are absolut deloc pară. Mentă, lămâie, busuioc, ce mai are, lavandă, rozmarin, iasomie, lemon verbena și moscă. În fine, le-am citit pe aproape toate. Vreau să știu dacă îi se mai întâmplă cuiva asta cu el. Nu m-am dat nici cu cremă de dimineață, pentru că am plecat în întârziere. Nu am făcut decât să îl aplic pe Torino 21 și are exact para suculentă din God is a Woman. Nu înțeleg cum. Am primit un mesaj. Nu înțeleg cum, dar mă înnebunește, nu mai pot. Îmi vine să mă duc să-mi cumpăr o pară și să o mănânc și nu pot, că mai am încă o oră 45 până o să mănânc. Mai beau niște apă pe care o țin închisă așa, pentru că pun apă foarte, foarte rece ca să se mențină rece cât mai mult timp până ajung eu la fântână să iau și la fântână, la bidonul ăla de luat apă, și pentru că nu-mi place că face condens, o țin așa. Mai beau niște apă și mai trec un pic la muncă.
până la ora 2 când pot mânca. No, hai să vedeți ce se întâmplă aici. E luni seara, să știți, și m-am pus să fac niște chestii simpatice pe care le-am văzut pe Instagram. Așa că am construit o bărcuță și vreau să o construim pe a doua împreună ca să vă explic și ce facem. Eu folosesc foile acestea baking paper de la Sano, pentru că mi se pare că sunt faine, vin, uite așa, poți să le pui cum vrei, să le folosești în ce fel vrei tu și am eu senzația că sunt calitative. Și vreau să construim acum bărcuța asta a doua împreună, așa arată prima, ca să vă spun după ce pun în ea. O să o fac sub formă de vantai, așa cum am făcut-o și pe prima, și vreau să vă arăt și vouă, dacă vreți să faceți și voi, deși cu siguranță știe toată lumea să facă un vantai, dar uite, se vede, se vede. Și sper că în seara asta să reușesc să-mi fac și unghiile. Treaba este că în rețeta originală, pe care am văzut-o eu pe Instagram, punea, cum îl cheamă? Cum se numește asta? Ah, ce lapsus am! Sparanghel proaspăt. Ori eu nu am sparanghel proaspăt pentru că nu am găsit zilele astea. Iată evantaiul, așa arată și am aici două sfori pe care am să le pun în capete. Așa puțin, puțin. Cred că puteți să puneți orice sfoară care poate intra la cuptor. Dar teoretic orice sfoară ar trebui să intre la cuptor, că nu e ca și când o să ia foc în cuptor, sau sper că nu ia foc în cuptor. Teoretic n-ar trebui, că și puiul poate fi legat cu sfoară și nu este direct pe foc. Și după ce am legat capetele, exact așa, stați să dau ce s-a strâns pe aici, acum desfac bărcuța, hai să o desfacem invers. Și uite așa arată bărcuța. Eu în acest moment am aceste două bărcuțe în care voi pune sparanghel pe care îl vedeți voi aici, pe care îl am din acest borcan. Nu mai știu de unde este luat, din Auchan sau din Cora, ceva de genul ăsta. Și arată așa, pun jumătate cu jumătate. Sper să se facă și să nu pățească ceva în cuptor, dar teoretic n-ar trebui să pățească nimic. Ăsta este patul pe care îl creez. Peste sparanghel, în rețetă, puneau ciuperci proaspete, dar pentru că nu am ciuperci proaspete, pun din astea din conservă. Am conserva asta, momentan, că pe asta am găsit-o și eu în dulap. Și sincer, cred că aș mai pune câteva față de astea pe care le-am pus, că nouă ne plac ciupercuțele. Oricum, aș mai face o garnitură de broccoli eventual, pentru că este destul de light cina asta și mă gândeam să mai pun câte ceva totuși. Și, ca și condimente, le pun pe cele pe care le-am cumpărat zilele trecute, săptămâna trecută. O să pun un pic de sare, ca să aibă și ele sare. Pun și un pic de boia dulce. Eu aș pune boia dulce pe orice, între noi fie vorba. Asta. Pun și un pic de usturoi, pentru că asemenea celei mai sus numite și usturoiul merge la orice. Și o să pun și un pic de piper. Aici chiar trebuie să pun foarte puțin și oricum eu de obicei când pun piper din recipientul ăsta mare încep să strănut. Nu e dată să nu strănut. Și acum o să vin aici deasupra cu peștele, peștele fiind somon. Pe acest pește pun sare și o să pun un pic de piper, foarte puțin. Și să știți că am luat spray-ul acesta de la, cum se cheamă? De la Jim Beam. A dat Cristian o comandă și am luat și spray-ul ăsta și face o treabă foarte bună. Se cam împrăștie el, dar chiar face o treabă foarte bună. Iar pe acestea două le bag acum la cuptor și sunt tare curioasă cum o să iasă. Și să știți că pot să mai strâng aici din capete asta, funia, dacă vreau să iasă bărcuța mai așa. Că vedeți, mai e destul de mult loc pe margini.
dar revin cu rezultatul final. Sunt tare, tare curioasă că e prima oară când fac rețeta asta. E super simplă, nu? Să lăsăm imaginile să vorbească de la sine. Iată, așa arată cina noastră. Am mirosit pe aici, un pic, de parmezan, pentru că a trebuit să pun treaba asta și nu sunt farfuriile suficient de mari, deși sunt cele mai mari, dar aici este bărcuța și aici la fel este bărcuța, a ieșit un pic de grăsime din acest somon aici, dar eu zic că m-am descurcat. Sper să fie și gustos, să aibă și sare și tot ce-i mai trebuie. Sper să faceți și voi rețeta asta și dacă o faceți să-mi ziceți și mie cum vi se pare. Bună dimineața, hai că sper să ne vedem. Am o poveste pentru voi în timp ce mă duc să iau o cafea. Aici, aproape de birou, este un Carrefour Market, nu știu cum se cheamă, un Carrefour de la mic, de zici că e mega. Măi, niciodată, dar niciodată, nu am o experiență plăcută cu ei. Și mă enervează că, de fapt, de fiecare dată este vina mea că insist să mă duc la ei și nu mă duc în altă parte. Acum mi-a fost lene, sincer, să fiu să traversez, să mă duc la Mega. Și am zis, hai să mă duc aici, că e mai aproape. Măi, dar efectiv, de fiecare dată când intru în acel magazin, ies plină de nervi. Bă, că stau foarte mult la casă și se câlpâie acolo cu clientul de dinainte și stau foarte mult la coadă. Și eu nu suport să stau la coadă, mai cu seamă dacă problema poate fi rezolvată mai repede. Ba că se plimbă prin magazin și nu vine nimeni. Ba că sunt 20 de oameni la coadă și ei deschid o singură casă. Efectiv nu pot. Astăzi era la o vitrină de lângă casă. Am stat, m-am uitat, am strigat-o, nu mi-a răspuns. Și stăteam și eu acolo și mă uitam și a venit șefa de magazin și a zis: Doamna Luminița, aveți client. Și clientul deja, nu, eu nu mai puteam, sincer vă zic, nu mai puteam. Nu mai intru niciodată în magazinul ăsta, chiar dacă merg mai departe ca să intru într-un alt magazin, că nu-i mai suport. Efectiv, nu-i mai suport. Altfel, să mergem să luăm o cafea bună de la Cohi și apoi să mergem la birou. Mă duc și astăzi să iau o cafea pentru că am ajuns foarte devreme. Și eu refuz să am chei de la noi, de la birou. Doresc să vină unul dintre colegii mei înainte și nu vreau să aștept pe afară. Venisem și eu acasă, pusă pe treabă. Stați să vă mai mut un pic așa. Dacă se aude un fâșuit, să știți că se exportă un clip. Am aici un clip pe care l-am editat și l-am pus la export, pentru că el trebuie să intre la voi mâine. Astăzi este marți, nu cred că ne-am auzit de dimineață, deși eu am avut camera cu mine la birou. Am fost la birou toată ziua, evident, ca în toate zilele săptămânii, și nu cred că am apucat să vorbim. Am filmat și outfitul acesta de dimineață, pentru că ăsta este outfitul pe care l-am filmat astăzi, l-am purtat astăzi la birou și o să vi-l arăt și vouă. Și fetelor, nu știu cum faceți voi față caniculei, dar eu sunt terminată. Am plecat la 5 și jumătate de la birou și vreau să vă spun că în momentul în care am ieșit pe stradă și am mers, evident, în bătaia soarelui, sub razele soarelui, că nu erau pomi sau, în fine, erau prea puțini pomi pe marginea trotuarului, simțeam cum mă arde pielea. Cred că dacă puneai un ou aici, se făcea instant. Nu, nu, nu. Este absolut horror ce se întâmplă zilele astea. Sper să treacă mai repede canicula asta, că nu-mi place. Am trecut pe la Easybox să iau un colet. Coletul acesta vine de la Parfum SS, după cum se vede. Oh, și număr de România, din câte văd. Și e un parfum pe care l-a comandat Cristian. Și ce credeți? Că mi-a zis, poți să-l deschizi și poți să-l testezi. Și eu așa fac, că eu sunt ascultătoare. Ideea e că e un parfum unisex aici, care cred că îmi va plăcea și mie și pe care poate că o să-l port și eu în următoarea perioadă și despre care o să vă vorbesc și vouă. Și vă zic imediat ce parfum este. O, da, câta factura! Dragul de el, pardon, mă scuzați, dragul de el este chiar Nișan sau Nișane Ege, care arată așa.
Aici văd că mai am o carte de vizită de la Parfum SS. Uite, dacă vă interesează detaliile lor, să știți că noi m-am comandat de multe ori de la ei și n-am avut niciodată nicio problemă. Și pentru că nu știu eu, o să vă zic de aici de pe factură cât a costat. Doamne, dar au scris oamenii ăștia atât de mare, sper că n-ați văzut și adresa sau ceva. Ok, este extract de parfum, 50 de mililitri, 581,87 de lei, adică 230 de leva. Aici cred că scrie BGN înseamnă leva, că ei, din câte știu eu, sunt din Bulgaria, oamenii ăștia de la Parfum SS. Nu știu dacă scrie aici de unde vine, dar aș zice că din Bulgaria este coletul ăsta. Dar în fine, îi cunoașteți dacă sunteți consumatori de parfumuri. Ia că tătă, cum vorba celebră, ca să zic așa, cum arată parfumul. Și o să am eu acum, o să am privilegiul de a-l deschide și de a-l mirosi. E un parfum aromatic verde, un pic condimentat din câte știu. Și sper să-mi placă și mie. Ia uitați-l. Mai are Cristian acolo nișane. Mai nu știu dacă se zice nișan sau nișane. Eu am auzit și așa și așa. Prin urmare o să mă suportați așa cum zic. Mai cum îl cheamă pe ăla? Ah, este unul de câte ori se dă cu el, mă înnebunește și persistă și extrem de bine pe pielea lui. Uitați aici prezentare. Așa îmi doresc să am și eu parfumuri într-o zi. Haide, ieși. Așa, și aici avem și o scrisorică, sper, din partea brandului sau nu. Ba da, avem un plic din partea brandului și aici este parfumul. Așa vreau și eu să am într-o zi, oh, ce drăguț, într-o zi parfumurile. Notele parfumului, asta e o carte poștală care arată așa și pe care scrie G, adică inclusiv în limba greacă. Și notele sunt iuzu, frunze de violetă, anis, anason. Tot timpul am avut o problemă chiar în clipul pe care îl editam astăzi, că nu îmi venea traducerea pentru basil, care era busuioc, mentă, cardamom, licorice și olibanum. Licorice adică lemn dulce, că asta înseamnă licorice. Foarte drăguță prezentarea lor și sincer mi se pare că e destul de ieftin pe Parfum SS. Nu am vreun dubiu că nu ar fi ce trebuie, odată ce toate detaliile sunt așa cum trebuie. Ce calitativă e treaba asta. Foarte drăguț. Hai să îl și pulverizăm. Să vedem care e treaba cu el. Miroase un pic, un pic. Un pic, un pic aici la atomizor. Nu știu ce l-am pulverizat aici, că mi-e și greu să-l miros. Aș zice că simt o combinație de mentă cu busuioc și cu alte plante. Probabil că simt frunza asta de violetă. Interesant. Cred că îmi place mai mult varianta cealaltă, stați să-l aduc. Așa mai că nu mai știam, Hacivat, ăsta este, mă înnebunește Cristian de câte ori se dă cu el. Pentru mine este echivalentul parfumurilor de la Parfum de Marly, care se simt extrem de bine pe pielea lui Cristian, cel puțin din ce miros eu de lângă el. Îmi dă un vibe, acest EG, îmi dă un vibe de Anacamento, adică mă duce cu gândul la mirosul acela pe care l-am simțit și în Anacamento de la Toscovat, doar că în Anacamento este mai îndulcit, este mai fructat, este într-un fel. Dar îmi place. Am să-l port și eu zilele acestea, astfel încât să pot să vă vorbesc și vouă despre el într-un clip și am să merg chiar într-o zi cu el la birou, astfel încât să văd cum se comportă pe parcursul zilei. Și apropo de asta, trebuie să vă zic un lucru. Zilele trecute l-am purtat pe Serjov Torino 21 la birou. Fetelor, nu știu dacă o-i fi mâncat eu ceva. Nu știu dacă... Gelul de duș nu mi l-am schimbat oricum. L-am schimbat de ultima oară când am purtat Torino 21. Dar nu am un gel de duș cu pară. Nu mă dădusem cu o cremă de corp cu pară. Toată ziua mi-a mirosit acest Torino 21, care pe pielea mea chiar persistă dimineața până seara, deși este un parfum din acesta light,
cu mentă, cu plante aromatice, cu, nu știu, niște citrice, ce mai avea pe acolo prin el. Oricum, se simte foarte bine partea asta plantoasă și verde, se simt foarte bine notele astea verzi pe care le are el. Toată ziua mi-a mirosit a pară suculentă și zemoasă și acum îmi plouă în gură, vă imaginați? Adică para aia din God is a Woman. Nu știu de ce. Dar i-am zis lui Cristian de vreo 3 ori în cursul zilei și mi-a zis, uite, ai descoperit un lucru nou despre Torino 21. Da, dar nu pot să mi-l explic, pentru că el nici măcar nu are ceva în sensul ăsta și eu l-am simțit ca și cum mă dădusem cu God is a Woman. Nu l-am simțit per total pe God is a Woman pe mine, dar para aia, dacă l-aveți pe God is a Woman, știți exact la ce mă refer. La para aia super galbenă, suculentă și zemoasă și în toate felurile. Ca să revenim la acest nișane, îmi place. Pentru perioada asta, sincer, le-aș folosi pe astea toate trei. Doar că aici nu mai are foarte mult Cristian, pentru că se și dă cu el de ceva vreme destul de mult și miroase atât de bine pe el, încât nu prea îmi vine să mă dau cu el. Chiar nu prea îmi vine să mă dau cu el. Pe ăsta o să-l testez astfel încât să vă vorbesc și vouă despre el, iar pe ăsta îl port. Știți că îl port, că v-am mai povestit în alte clipuri despre el, dar Doamne, cum miroase! Doamne, cât de fain este în perioada asta! Și, by the way, trebuie să-l scot și pe Minten Tonic de la Atkinson's, care este acolo în cutia lui, în cutia lui, că el are o cutie foarte frumoasă, pentru că și el este unul dintre parfumurile acelea pe care le vreau în viața mea vara, doar că Minten Tonic după vreo 2 ore dispare și teoretic ar trebui să-l iau cu mine la birou și să-l reaplic. Dar și el face o treabă extrem de bună. Îl pun pe ăsta la loc, astfel încât să aibă și Cristian o bucurie în momentul în care îl desface, dacă tot a plătit pentru el, ca să zic așa. Și noi o să ne auzim mâine. Mâine este miercuri, avem un clip cu un colet special pe care voi evident că l-ați văzut deja. Și trebuie să mai filmez și clipul pentru vineri și o să fie un clip cu un haul. Aș zice eu că acel haul o să fie cu niște parfumuri speciale, o colecție nouă de pe 12 note, unde știți că am cod de reducere care pe voi vă bucură foarte tare. Raluca 8 parcă este, dacă mi-aduc bine aminte, parcă vă acordă 8% reducere pe site-ul lor. Și cam atât. Nu vă mai zic nimic astăzi, pentru că trebuie să pun clipul pe YouTube și să fac ceva de mâncare și după aș mai și sta puțin și noi nici nu avem apă caldă, pentru că locuim în București și câteodată nu avem apă caldă, dar măcar se schimbă țevile și se rezolvă ceva. Din păcate, trebuia să expire astăzi avertizarea asta de lipsă de apă caldă la 23:30 și astăzi ne-am trezit că s-a prelungit până pe data de 20, adică în 2 zile. Așa că mă spăl la lighean și astăzi și încă de 4 ori, mâine de 2 ori, poi mâine de 2 ori. Sper că doar atât, pentru că la un moment dat trebuie să-mi spăl și părul și nu pot la lighean. Îmi este imposibil să fac treaba asta. Hai să ne auzim mâine, sper eu, cu o vreme un pic mai prietenoasă decât cea de astăzi. Pupici și pe mâine. Sunt bine. Am urcat în lift și am apăsat la etajul la care eu locuiesc, nu la parter. Sunt foarte bine în această dimineață. Nu v-am mai arătat de mult outfitul zilei. Ăsta este outfitul zilei de astăzi. O fustă, cred că pulenver, o am de foarte mulți ani. Bluza asta, cămașa din in, care este foarte răcoroasă și potrivită pentru perioada asta. Și mi-am luat o pereche de papuci, sandale, saboți, ciorfiei de la H&M, foarte comozi și cu puțin toc. Hai să mergem la birou. Aoleu, să-mi fie cu iertare, dar e foarte frig afară, bate vântul, eu oricum mi-am luat și umbrela, nu mai am nici baterie la cameră, că de ce aș avea, dar mi se pare că e foarte frig comparativ cu cum a fost zilele trecute, este extrem de frig. Mai fetelor, trebuie să vă povestesc și vouă până ajung la birou. Știți voi rochița mea verde? Superbă, verdele ăla, superb! Rochița aia de la Zara, v-am arătat-o. Sper să mă mai țină bateria să fac asta. V-am arătat-o în clipuri, am purtat-o în shorts, adică clipurile de tip shorts. În fine, mi-a lăsat ieri o doamnă cu U, că nu pot să-i zic altfel, un mesaj și mi-a zis că i-ar purta rochia aia în combinația cu tricou pe care ați văzut-o și voi pe shorts, doar la piață, că ea nu înțelege cum mă duc eu la birou așa și că
sau mi-ar da tricoul jos și ar purta-o la plajă. Știți că eu o port cu tricou că am complexul ăsta. Mâna aici e groasă, aici este un pic de cărniță, în fine, piticii mei de pe creier. Sunt ai mei, trăiesc cu ei. Dar ce mi se pare mie incredibil este faptul că există oameni care, probabil pe stomacul gol, își permit să facă astfel de afirmații pe internet și să fie răutăcios în mod absolut gratuit cu cei din jur. Dar m-a amuzat. După ce m-am enervat în prima fază, m-a amuzat. Și nu știu dacă doamna mă vedea avocat sau ceva, dar eu pot să merg eu la birou, că de fapt, după cum vedeți, sunt într-un cartier de vile. Biroul nostru este într-o vilă, într-un cartier din ăsta de case, vile, ciorfiele. Asta toate au etaj, ar putea să se cheme așa. Și pot să merg îmbrăcată casual, că fac campanii de social media. Nu trebuie să mă îmbrac la patroace. Hai că mai vorbim diseară când ajung acasă. Bună ziua! Aceasta nu este o față de om obosit. Deloc. Absolut deloc. Sunt demachiată pentru că astăzi este vineri pentru mine. E în jur de 5 ceasul. Astăzi n-am fost la birou, adică am muncit, dar nu de la birou. Am muncit de la un studio în care am fost să supervizez realizarea unei reclame, realizarea unui spot pentru o reclamă TV a companiei. Și mi-a plăcut foarte tare experiența asta. Este prima de genul ăsta pentru mine. Am legătură cu YouTube-ul, știu cum se întâmplă anumite lucruri, știu cum se creează conținut în social media, dar este pentru prima oară când am luat parte la tot ce înseamnă filmat, înainte tot materialul brut care urmează să fie editat, pentru o reclamă așa cum apare ea la televizor. Nu vreți să știți, sunt o mulțime de restricții ale CNA-ului la care trebuie să fii atent. Îmi fac și rutina pentru că am venit, am ajuns acasă, nu. Afară este cuptor. Nu pot să vă explic. Și m-am demachiat și am făcut un duș și acum vreau să-mi fac rutina și să plec un pic. O să îmi pun inclusiv SPF pentru că urmează să mă întâlnesc cu Iulia, care cred că o să-mi și scrie în curând. O să mergem un pic pe la DM și la Pepco și poate să mâncăm și o înghețată, o să vedem. Și să cumpăr și ceva astfel încât să gătesc cina, așa că o să-mi fac rutina ca și cum ar fi dimineața. Ziceam că sunt foarte multe restricții ale CNA-ului în ceea ce privește reclamele și trebuie să fii atent la foarte multe lucruri și ce vedem noi la televizor, adică bucățica aceea de 5, 10, 15 secunde, Doamne ferește, au filmat oamenii ăștia de dimineață. Ne-am întâlnit la 9, s-au apucat să filmeze pe la 11 și ceva, când a fost totul gata și toată lumea a fost aranjată, machiată, coafată, toate cele, și am terminat la 3. Și o să fie câteva secunde de reclamă, adică nu vă imaginați că o să fie mare lucru. Da, în fine, multe cadre filmate pe green screen, multe duble, cu chestie din aceea precum în filme, foarte drăguț a fost. N-am filmat acolo pentru că pentru mine a fost, ia uite, am băgat serumă și pe asta trebuie să-l și folosesc. Pentru mine a fost prima oară când am mers la agenția aceasta, nu îi știam de dinainte și la agenție, la studio de fapt, că e vorba de un studio de editare, de o locație în care ai tot ce trebuie astfel încât să poți filma și, na, necunoscându-i, nu mi-am permis, plus că eram acolo cu jobul, ca să zic așa, și atunci nu avea sens să scot și camera, deși nu cred că i-ar fi deranjat să apară în vlogul meu și cred că ar fi fost interesant și pentru voi să vedeți cum arată un astfel de studio. Dar vă promit că în momentul în care o să mai merg, pentru că sigur o să mai merg de-a lungul timpului, am să vă iau și pe voi și dacă o să mergem la același studio, pentru că deja îi cunosc, o să îi rog să mă lase să filmez. Eu de principiu nu vreau să deranjez oamenii punându-i în situația de a zice
da, dar știi că noi, deși în domeniul ăsta media, oamenii sunt deschiși de obicei. Mi-am făcut rutina, îmi pun SPF-ul ăsta normal, adică varianta dry touch, care e un pic hidratantă, pentru că nu mai pun nimic pe deasupra, nu mă mai machiez, abia așteptam să vin acasă să mă demachiez, așa că îl pun pe ăsta normal, care până acum nu s-a auzit nimic, acum a început o bormașină, nu cred, care arată așa, e alb. Adică nu e ca un primer precum celălalt, dar o să intre foarte bine în piele și trebuie să mă protejeze pentru că asta mă interesează foarte mult. Cred că voiam să vă mai zic ceva. Da, voiam să vă mai zic două lucruri, dar o să vi le zic după ce îmi pun SPF-ul. Ideea e că mi-a plăcut mult ziua de astăzi din punct de vedere al muncii din spatele unui spot publicitar. Foarte fain și foarte interesant, filmat pe green screen, pe unul dintre ecrane, deși era filmat pe un perete verde. Ca să vedeți cât am consumat, asta este varianta dry touch pe care îl folosesc mai rar și asta este varianta pe care mi-am cumpărat-o eu din... Îmi pare rău pentru zgomotul ăsta, dar nu am ce să-i fac. Sunt niște oameni care taie cu flexul, habar n-am. Varianta pe care mi-am cumpărat-o eu din farmacia Spring, care îmi și place cel mai mult. Așa, ziceam că vreau să vă arăt un colețel și să vă povestesc despre un lucru pe care am să îl fac săptămâna viitoare și pe care voi o să-l vedeți într-un daily vlog. Am primit o pungă, adică aceea mare de acolo. A, și acolo tot turnul acela înseamnă coletele care urmează să plece la voi. Nu știu când, sper să plece luni dimineață, pentru că nu m-am mobilizat să le trimit astăzi și nici n-am avut timp să fac AVB-urile, dar toate acelea sunt pentru voi. Iar acolo lângă, ce vedeți voi alb, este o invitație la mare și o să mergem săptămâna viitoare și o să vă arăt asta într-un daily vlog, pentru că săptămâna viitoare o să aibă loc primul meu press trip. Sunt foarte entuziasmată. Am inimioare în ochi. Uite, le vedeți cum fulfie pe aici. Până atunci, vreau să vă arăt punguța asta și după să plec, pentru că o să mă tragă Iulia de urechi, vreau să vă arăt punguța asta care vine de la Pure Essential, sper că așa se pronunță, și în care sunt niște produse, Doamne Dumnezeule, nu am multe produse aici, dar vreau să vi le arăt și voi și să știți că pe unul dintre ele l-am folosit și am crezut că mor de frig. Dar vă zic imediat. Ok, asta e o broșurică a lor, eficiență în stare pură, Pure Essential, născut din pasiune pentru aromaterapie, soluții pe bază de uleiuri esențiale pure pentru sănătatea și starea ta de bine. Am 4 produse aici, primite de la ei, și vreau să vă zic că unul dintre ele este genial. În primul rând, aici avem un roll-on anti-mușcături de țânțari. De fapt, eu cred că îl folosești ca să tratezi după ce te mușcă țânțarul, dar vă zic și vouă imediat ce găsesc limba română pe aici sau ceva. Nu există în română, există în engleză. Aromatherapy Based Cosmetic Product cu 11 uleiuri esențiale, 100% pur și natural, cu proprietăți de calmare. Asta este pentru înțepături de insecte și el are rolul de a le calma. Uite așa arată, poate vă interesează și pe voi, produsele lor se găsesc în farmacii anti-pic, adică bite and sting. Iată, așa, și înăuntru este acest rolon pe care îl aplicați în locul în care s-a întâmplat mușcătura. Și mai am aici un roller care este bun pentru călătorii, SOS Travel, care previne și calmează sau luptă împotriva disconfortului cauzat de călătorii. Rău de mașină, rău de avion, rău de mare, rău de ce mai fie. Asta este un produs de folosit împotriva mușcăturilor de țânțari. Tot Bite and Sting Spray, Anti-Sting Spray împotriva înțepăturilor de insecte, formula activă, fără repelent, neurotoxic, acțiune dublă, repelent și calmant. Asta e făcut din ingrediente naturale, spun ei, și produsul care pe mine m-a făcut să-mi fie foarte frig în mijlocul caniculei,
este acesta. De când merg la birou, evident că merg și mult mai mult pe jos și stau și în picioare și stau și picior peste picior și așa mai departe și mi se întâmplă să mă doară picioarele. Sunt convinsă că multe suntem în aceeași situație, plus că pentru că biroul este relativ aproape, câteodată mai au și tocuri. Acum pot să mai port și eu tocuri și am găsit în colet spray-ul acesta pentru circulație. Nu înțeleg de ce nu se vede. Gata, acum se vede. Este spray tonifiant care Express Tonic Spray scrie 100% pur și natural și pe care îl dai pur și simplu pe picioare, astfel încât să le calmeze, uleiurile astea să intre acolo în piele și să ajute la îmbunătățirea circulației și la calmarea picioarelor obosite. Nu știu dacă scrie și în română pe aici, pe undeva, măi fetelor, dar l-am dat într-o seară. Și m-am pus eu aici pe canapea, l-așteptam pe Cristian, a venit și Cristian și am dat, i-a zis, Cristian, mi-e cam frig, el pornise aerul condiționat, oprește și tu aerul condiționat că mi-e cam frig. Nu vreți să știți cât 2 ore după, în continuare, mie mi-era frig. Și mi se pare că e genial și pentru simplul fapt că simți senzația asta de îngheț pe picioare. Așa că dacă aveți și voi picioare obosite sau dacă vreți pur și simplu să vă răcoriți picioarele, asta este o variantă foarte, foarte bună. Sincer, îmi vine să-l dau acum, pentru că urmează să plec în 10 minute și să nu mai simt căldura asta magnifică din perioada asta. Dar nu o să fac treaba asta pentru că cine știe ce mă enervez pe acolo pe drum și n-am chef. Ideea e că ei au foarte multe produse, după cum vedeți, cu siguranță le găsiți în farmacii, nu știu unde le găsiți online. Și pe ăsta de picioare e cu mentă, uite că l-am găsit și eu aici, chiar la el am deschis. Și au foarte, foarte multe alte produse de genul ăsta, uite, adio păduchi, au și spray-uri pentru păduchi, iată. Că știu că în toamnă există problema asta cu copilașii care merg în comunitate și care iau tot felul de păduchei din ăștia, de la grădiniță, școală și așa mai departe. Au și produse din astea pentru respirație, era să zic, pentru probleme respiratorii și de altfel vreau să vă arăt că am și eu produse din astea de la ei. Ia uitați-vă, astea sunt niște dropsuri care arată așa, pe care le mai iau atunci când mă mai jenează gâtul și o să iau unul chiar și acum, să știți, pentru că de când am pornit aerul condiționat e cam nașpa, că de dimineață mă trezesc așa cu o durere în gât. Așa că au și dropsurile acestea, din care am și eu în casă și care n-au venit acum de la ei, le aveam de dinainte. Asta este tot, mă mai stau 10 minute și pornesc spre Iulia. Și voi au și pe voi cu mine, așa că mergem împreună la Pepco și probabil că un pic la DM și poate mâncăm o înghețată de la Mac. Așa cu fața asta naturală. Nu știu ce se întâmplă pe aici, dar nu e bine. Și apoi, după ce terminăm cu ce facem astăzi, o să mă întorc acasă, îmi fac cina, iar mâine ne trezim extrem, dar extrem de dimineață, pentru că am închiriat un studio, un alt studio, la un prieten al lui Cristian, care are un studio în centru, la Unirii, undeva aproape de Unirii, și o să filmăm mult acolo la el, o să filmăm foarte mult. Și uite că mi-am adus aminte că o dau dintr-una într-alta, voi au și pe voi cu mine mâine. Am început deja să folosesc spray-ul acesta de la Mihaela, este super fain și cel mai mult îmi place că nu transpir, pentru că mai sunt spray-uri din astea cu sclipici care îți lasă așa o senzație și un pic transpir și un pic nu e bine. Îmi place foarte mult faptul că nu transpir de la acesta. Hai să mergem să mâncăm înghețată mai bine. Asta este cumva dubla 2, că să știți că tocmai am făcut același lucru pe Instagram, dar uitați-vă cum îmi tremură mâna. Mâinile, dacă le pun pe amândouă, tremură la fel, pentru că mi-a scris o prietenă un pic mai devreme. Și vreau să vă arăt și vouă, după ce mi se încarcă acest story, vreau să vă arăt și vouă ce mi-a trimis prietena aceasta a mea, că jur că a început să îmi sară inima din piept. De mult n-am mai avut senzația asta de emoție, dar o emoție altfel. Mi-e greu să vorbesc, mi-e foarte greu să vă explic, dar voiam să aveți și voi odată cu mine să fie o părere la cald. Deci, mi-a scris prietena mea, Carla,
și zice asta. Mi-a trimis această poză în care eu mi-am găsit numele, că dacă dau click pe ea mă regăsesc pe aici, pe undeva, și mi-a scris, wow, ce fain succes! Și nu înțelegeam ce se întâmplă, ce succes, că eu eram leșinată, terminată, doar am vorbit cu voi un pic mai devreme. Și după am văzut că sunt nominalizată la Digital Divas. Nu înțeleg cum, nu înțeleg în ce fel, pentru mine Digital Divas nu a fost niciodată un scop, pentru că n-a fost. N-aș putea să vă explic de ce, dar doar nu a fost un scop. Și cineva m-a nominalizat și nu știu când s-au făcut nominalizările, eu nici nu știam că a început votarea pentru Digital Divas. Pentru mine e așa ceva, e foarte drăguț, e o comunitate foarte faină, cei de la Avon, cei care organizează Digital Divas sau care sunt principalul sponsor, habar n-am, nu știu, organizează sponsor, whatever, sunt mereu foarte drăguți, de altfel eu le și folosesc produsele și le-am și share-uit de foarte multe ori chestii pentru că îmi place de ei. Pe de altă parte, eu am crescut cu Avon, pentru că sunt reprezentant Avon, am fost reprezentant Avon, că acum nu mai sunt de niște ani de zile, din între clasa a 9-a și clasa a 10-a, deci să zicem 15 ani, că eu mi-am făcut buletinul în clasa a 8-a, dacă țin bine minte. În fine, detalii, nu știu de ce mă pierd în detalii, mă pierd în detalii pentru că sunt emoționată și nu știu ce să vă mai zic. Și sunt atât de nebună încât am intrat pe Digital Divas Awards.ro. Și trebuie să spui acolo adresa de mail astfel încât să poți vota. Mi-am pus adresa de mail să votez și mi-au apărut toate, m-au redirecționat către. Și am căutat eu acolo secțiunea la care sunt, unde sunt 5 sau 6 fete în total și m-am găsit. Și ce să credeți, că am fost și mai nebună și am zis, poate mai altă fată cu numele meu. Pentru că mi se pare incredibil că cineva s-a dus să mă nominalizeze în condițiile în care eu nu mi-am exprimat niciodată dorința de a fi nominalizată și totuși sunt niște oameni care mă apreciază și care au făcut asta pentru mine. Nu știu dacă sunteți voi, dacă sunteți voi, vă sunt recunoscătoare, pentru că mai mult decât faptul că am fost nominalizată la Digital Divas, mi se pare incredibil, ca să și completez cu ceva, faptul că voi mă apreciați atât de mult încât să vă duceți să mă nominalizați. Asta mi se pare incredibil, că ok, nu știu dacă fac ei asta și aleg ei niște oameni pe care îi nominalizează sau sunt comunitățile oamenilor acelora. Știu că urmăream pe Diana Andronic, urmăresc pe Diana Andronic, dar astă vară, în momentul în care a fost nominalizată, zicea cumva că a fost nominalizată de către public sau nu știu. Efectiv nu știu, dar nici nu contează. Important este că cineva mă apreciază atât de tare încât m-a nominalizat acolo. Ce mi se pare ciudat este că ei nu m-au anunțat că sunt nominalizată și eu am aflat din comunitatea mea astăzi, dar o să vă pun și vouă în descriere un link astfel încât să puteți să mergeți să mă votați dacă doriți. Sunt la secțiunea 7, sunt ultima bulinuță, figurez cu numele meu real acolo, nu știu de ce, că toată lumea mă știe, adică sunt puțini oameni care mă știu numele de familie, sunt mai mulți care mă știu Ralu sau Raluca, dar toată lumea mă știe One Girl from Bucharest, adică și prietenii mei îmi zic acum One Girl from Bucharest, pentru că asta sunt, ce să fac? Deci eu nu mă gândesc acum decât la faptul că există o mică, uite atât de mică posibilitate ca eu la toamnă, la începutul lunii septembrie, să urc pe scenă. Și eu nu cred că pot să fac asta. Adică eu sunt foarte drăguță și fac aici în fața camerei chestii și așa, dar eu nu cred că pot să urc pe scenă la Digital Divas. Nu știu cum să vă explic treaba asta. Și mintea mea, care a început deja să mă saboteze și să îmi pun așa niște chestii, îmi zice că dacă nu... dacă trebuie să urc pe scenă. Fetelor, ce mă fac? O să fiți rele cu mine și o să mă pune să urc pe scenă, nu? glumesc, evident. Vă mulțumesc pentru susținere. Știu că mă iubiți, că mă apreciați și că sunteți aici alături de mine. Vă mulțumesc din suflet dacă voi ați făcut-o și eu sunt convinsă că voi ați făcut-o. Sunteți foarte drăguțe și
Știu că am în jurul meu doar oameni minunați și om trăi și om vedea. Și mergem mai departe, că n-avem ce să facem și o să ne trezim la începutul lunii. Nu știu exact când o să fie Digital Divas pentru că nu am apucat să mă uit, dar o să ne trezim la începutul lunii, septembrie, și o să vedem unde am ajuns. Și indiferent unde am fi ajuns, am ajuns împreună. Indiferent dacă o să ajung măcar în, cred că se votează 3 sau 1 sau 3, nici nu știu. Indiferent unde o să ajung, o să ajungem împreună. Asta 100%. Mă duc, mă așteaptă Iulia de 16 minute. De eram entuziasmată și voiam să vă dau așa o primă, înțelegeți voi. Nu mai am cuvinte, hai să mergem să mâncăm înghețată că nu mai pot. M-am întors. Am luat camera cu mine, dar cred că am deschis-o într-un singur cadru în Pepco, unde v-am arătat că am găsit niște lănțișoare foarte, foarte drăguțe pe care o să le folosesc în următoarea perioadă. Nu mai e foarte multă lumină, dar o să filmez așa pentru că facem un mic, mic haul și începem cu o ciocolată pe care mi-a făcut-o cadou Iulia de nominalizare, ca să zic așa. Dar nu asta voiam să vă zic, voiam să vă zic că este cu mango. Mango și lime, cred că este dulce răcoritoare. O să o deschid și vă zic și vouă cum mi se pare. M-am dus să iau cartofii ăștia pentru că știți că fac eu rețeta aceea de la Cosânzene și aveam nevoie de ei pentru că o să-i pun acuș-acuș la cuptor. Și am găsit chestiile acestea pe care eu nu le cunosc. Choco Fresh. Sunt două chestii micuțe și am zis să ne tratăm și noi în seara asta un pic. Și ce vreau să vă arăt de fapt este că am intrat în Pepco și în Sinsay și am cumpărat niște chestii și le împărtășesc aici cu voi, așa că facem un mic haul și o să încep cu această superbitate. Uitați-vă cât e de faină, este și din tablă, din metal. E o storcătoare din aceea sau un storcător pentru lămâi și mi se pare, pe lângă faptul că este super estetică, mi se pare că e mega utilă în perioada asta în care eu chiar vreau să fac multă limonadă și nu mai cad sâmburi în felul acesta. Dacă vreți să vă luați și voi, să știți că au așa ceva la Sinsay. Mi-am mai luat un weekly planner care arată așa, aici sunt zilele săptămânii, zilele de weekend și niște note și l-am luat pe ăsta astfel încât să-l duc la birou, că am încercat eu să-mi fac un planner, am încercat să caut pe internet chestii, nu vreți să știți, dar mă va ajuta foarte, foarte mult acesta acolo, 20 de lei am dat pe el, 16 lei am dat pe ăsta și am găsit o rochiță și aș vrea chiar să o probez și dacă nu îmi vine măcar să știu să o returnez, pentru că, din păcate, este măsura XL. Eu am pus-o așa pe mine, pardon, și pare că acest, cum se cheamă, elastic de aici este destul de strâmt, astfel încât ea să-mi fie bună, dar s-ar putea să arate ca un sac pe mine. Treaba este că materialul este unul foarte bun și era redusă și am dat 50 de lei pe ea. E o rochiță lungă cu volane în partea de jos și am gândit eu că ar fi bună probabil joi când merg într-un press trip. V-am zis de eluare, nu cred că v-am zis, dar mai păstrez un pic misterul. V-am menționat ceva, dar nu v-am zis. Merg într-un press trip pe care voi o să-l vedeți într-un clip separat și mă gândeam că ar fi drăguț să o iau pe asta cu mine. O să văd. O să văd. Am și o pălăriuță drăguță, o probez și văd dacă mi-e bună, dacă nu o returnez. Iar de la Pepco mi-am cumpărat foarte multe briz-brizuri, care știu, o să mă țină doar vara asta sau o să mă țină câteva purtări, dar să știți că nu mă deranjează treaba asta pentru că am știut pe ce dau bani, adică nu e ca și când m-a păcălit cineva. Briz-brizurile fiind următoarele. Ia uitați-vă. Acesta care are aici niște perluțe și aici un lănțișor cu soare. E foarte, foarte frumos. Am tot zis că o să-mi iau și eu lănțișoare din astea foarte subțirele și unele la baza gâtului și așa mai departe din aur, dar n-am făcut-o până acum. Probabil că o să-mi iau la un moment dat. Ideea este că vreau să fac layering cu acestea și îl mai găsisem eu pe acesta.
Ia uitați-vă, foarte drăguț este și el. Ăsta a costat 8,5 lei, acestea au costat 10 lei. Și înainte să ajung la casă, l-am găsit și pe acesta cu floricică și cu floricele mai mici pe aici. Ia să nu mă văd eu așa. Și l-am luat și pe ăsta. O să le desfac acum pentru că oricum nu le returnez și vreau să vi le arăt și vouă așa cum trebuie. Înainte să... le pun pe suportul meu de lănțișoare. Ia să vedem. Doamne, și acum taie oamenii aia cu flexul. Nu știu când o să mai termine. Astea vin cumva mai la baza gâtului. Nu știu ce s-a întâmplat pe aici. Dar acestea două, hai că mai rău le-am strâns. Acestea două vin cumva mai la baza gâtului. Apoi urmează acesta cu cerculețul, care ar trebui să vină un pic mai lung sau sunt de aceeași dimensiune? E, cumva sunt cam de aceeași dimensiune, nu prea pot să le port împreună că sunt prea multe. Și mai urmează acesta care ar trebui să fie mai lung și cu ăsta chiar aș putea să fac layering. Adică vine partea cu imitație de perle. A, ba nu mă, toate sunt scurte. Ba nu, ba... stați. Nu, toate sunt scurte. Ce enervant. În fine, lasă că le combin eu între ele. Mai am și alte colieruțe din astea cu perle. Uite, unele vin așa, apoi ăsta poate vine mai lung. Ok, ăsta vine un pic mai lung și pe ăsta cu floricică după ce îl desfac. După ce văd pe unde s-a... întortocheat pe aici. Ia să vedem. Efectiv nu pot să-l desfac pe ăsta. O să-l desfac eu. Pe toate așa parcă... bă, aș putea să le pun chiar și pe toate. Ia uitați-vă, ca la festival. Și am mai găsit o chestie drăguță și interesantă pe care chiar a trebuit să o iau pentru că va fi necesară la un moment dat. Respectiv plasturi din aceștia depus pe sâni, astfel încât dacă nu porți sutien să fie treaba în regulă. Și am dat 7,5 lei pe ei și arată așa. Și sunt aici câteva perechi, nu știu, probabil 4-5 perechi. Și astea sunt toate cumpărăturile. Și acum mă duc să fac cina, să probez rochia mai întâi, să văd dacă îmi este bună, apoi să fac cina și să mă pregătesc pentru mâine, când voi avea extrem, dar extrem de mult de filmat și de editat. Norocul meu este că mergem la locație și acolo, teoretic, lucrurile o să meargă așa mai pe bandă rulantă, astfel încât să nu ne întindem toată ziua. Că eu dacă filmez acasă, mă întind, mă lălăi, mă mai uit la ceva, mă mai uit la altceva și durează extrem de mult. Dar ne vedem mâine de la locație. Hai că nu arată chiar rău, e pe opulență așa treaba, dar într-o zi de mare sau într-o zi de eveniment chiar merge și toată combinația asta. O să văd cum fac să îl îndrept pe ăsta să stea așa frumos, dar ne descurcăm noi cumva. Ne auzim mâine dimineață. V-am zis că venim împreună la studio. Am venit, noi am terminat de filmat. Aceștia suntem, aceștia suntem. Aici am filmat de principiu cu fundalul negru și vreau să vă arăt ce minunăție superbă. Ia uitați-vă ce frumoasă este camera aceasta. Am făcut multe poze astăzi aici pe care o să le vedeți și voi probabil în următoarea perioadă pe contul meu de Instagram. Și acum să mergem la o bine meritată cafea la emoția, că nu mai pot. Nu mai pot. Casa cu care m-am cărat la studio ca să filmez. Un troller, o cutie, haine, trepied, mai multe, parfumuri, chestii. Și jumătate din materiale au fost filmate efectiv degeaba. Pentru că... nu pot să vă zic de ce. A intrat la valiera în stand-by, eu am rămas singură, Cristiana a trebuit să plece. Și jumătate din clipurile mele nu au sunet. Am plătit și studio, am trezit și foarte devreme ca să ajung la 9 la studio, mi-am și călcat, făcut
nu vreți să știți toate lucrurile, degeaba. Îmi vine să plâng de nervi, jur. Efectiv, îmi vine să plâng. Dar se mai întâmplă și lucruri de genul acesta, le luăm ca atare și mergem mai departe. Dimineața pe răcoare. Ce... un fel de deja vu am avut în momentul în care am luat-o pe drumul acesta, care era drumul pe care eu înainte mergeam la birou, la mine la birou. Și mi se pare așa ciudat că fac asta într-o duminică dimineața. Mă duc evident să fac niște produse, că am niște tablouri de făcut și înainte de asta mă întâlnesc cu Camelia. Camelia fiind o urmăritoare de aici de pe YouTube la Amazonic, să bem o cafea și să povestim despre parfumurile mele, pe care ea nu le-a testat încă și pe care îi le duc eu acum să le testeze. Și apoi mergem la birou să facem... Îmi pare rău pentru zgomot, dar aici se joacă tenis și oamenii sunt în vervă. Apoi mergem la birou să facem niște produse. Două cufere și un tablou. Și după toate astea, mă întorc acasă să termin de editat clipul, astfel încât el să ajungă la voi mâine seară, pentru că azi e duminică dimineața. Și de la birou o să vreau să mai povestim un pic și legat de Digital Divas, dar mai întâi hai să mergem la cafea, să povestim cu Camelia de Tao și Magma și ne revedem în maxim un minut pentru voi. Căldură mare, mon cher. S-a făcut 3 între timp, am venit la ora 12 și jumătate, cred. Am ajuns aici și... ta-da! Asta am făcut în ultimele 3 ore. 2 cufere, acest tablou superb și acest tablou superb. Mi-era foarte dor să fiu aici, adică la birou, și să fac produse. Mi-era foarte, foarte dor de treaba asta. Și să știți că de aici, de la birou, îmi iau și eu la revedere de la voi pe ziua de astăzi, pe vlogul acesta săptămânal. Abia aștept să vină finalul săptămânii pe care am început-o acum și să plecăm la Havrig, pentru că am nevoie de o pauză. Am nevoie de o pauză și știu că o să ne distrăm tare bine cu prietenii noștri și abia aștept nunta lor și abia aștept și să avem câteva zile departe de oraș, de casă și de toate îndatoririle. Evident că vă iau cu mine, că nu se poate altfel, dar probabil că o să ne și relaxăm în zilele acestea. Vă pup, vă îmbrățișez și ne vedem și miercuri și vineri, pentru că nu o să se stopeze clipurile, și apoi de luna viitoare. O să fie oricum programul normal. Și by the way, stați! Și by the way, că vreau să vă mai zic o dată și aici, mulțumesc din suflet pentru faptul că mă veți susține, pentru că știu că o veți face la Digital Divas. Vă pun în descriere linkul pe care mă puteți vota. Trebuie să intrați pe linkul pe care vi l-am dat, să vă apăsați votează, vă puneți adresa de mail și o să primiți un mail și din mailul acela puteți să faceți votare. Nu puteți să votați decât o singură dată cu o singură adresă de mail, așa că sigur mai aveți și alți preferați și sigur vreți să votați și la celelalte categorii. Intrați și votați-le odată, pentru că altfel nu puteți să mai reveniți de pe aceeași adresă de mail, și neapărat după ce puneți bifele pe care vreți să le puneți voi acolo, jos de tot aveți votează sau ceva de genul ăsta, apăsați butonașul acela și o să primiți o confirmare pe ecranul telefonului sau pe calculator că s-a procesat votul vostru. Mulțumesc din suflet că mă susțineți și mergem pe 7 septembrie împreună la Digital Divas. Evident, pupici și ne vedem miercuri.